este bun în opera celuilalt. Cred că nu trebuie să ne adăugăm nimic. De cât ne bucurăm pentru această minunată mărturie a doamnei Roxana Sărescu și mulțumim din adâncul inimii. Urmează actrița Afrodita Androne cu un nou fragment din volumul Sufletul nu cunoaște distanțele al ei firmei. Înțeleg că vrei să mergi la cimitir, unde îl regăsești și ești cu el și acolo și că te simți bine acolo. Pentru mine, el e mai viu pe aleile dintre morminte, pe sub copaci, prin rândurile de flori aplecate de șterșire peste vestes. Așa cum de câteva ori umblasem împreună vorbind, ceasul, într-o lume și un timp al minunii. Mormintele, cred eu, sunt făcute pentru ca cei vii, rămași în urmă, să-și canalizeze durerea și să o situeze concret, în spațiu. Ele sunt paratrăzătele de nădejde. După un timp, în afară de liniștea locului, dacă locul în sine e frumos și împăcat, îți dai seama că doar imaginația recrează mereu o imagine a unui trup fără viață, încropat acolo, doar imaginația, care își impune asta ca un cult. Dar sufletul știe că în alte regiuni, din afară, ca și dinăuntru nostru, există vii, viu, cel pe care îl știm dus și îl căutăm sub despre. Nici Iisus n-a rămas în mormânt, ci s-a dus neîncătușat.